Dacă mai are cineva o preferință, am dorit ca să ținem cont și să o cântăm. 544. Doresc din toată inima ca Domnul să ne facă parte de această sărbătoare mare care va avea loc atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni să-și ia pe cei aleși, pe cei dragi, pe cei scumpi, care au luptat toată viața ca să țină numele lui Dumnezeu sus, onoarea sa la înălțime. Sabatul acesta este un sabat deosebit, așa după cum vedeți, este un sabat al recunoștinței, dar și un sabat de consacrare, în care suntem chemați la post și la rugăciune pentru, spuneți dumneavoastră, smerenie. Și pentru ce să ne rugăm și pentru ce să postim și ce eveniment va avea loc. Pentru lucrarea care se va face, ca cei care vor să lucreze să fie unul din cei 7.000 de bărbați. Mulțumesc, frate Costel. Deci, pentru lucrarea care se va face de predicarea Evangheliei. Ne pregătim pentru evangelizare. Frați iubiți, vreau să vă mărturisesc în seara aceasta ceea ce de fapt m-a impresionat pe mine, un om care mă lupt de ani de zile pentru ca să fac voia lui Dumnezeu și să am parte de mântuirea minunată a lui Dumnezeu, așa cum am cântat.
studiind la școala de sabat materialul pentru citirea Bibliei la rând și cartea minunată a Spiritului Profetic, Profeți și Regi, am fost pur și simplu, nu șocat, dar în același timp impresionat profund de planul lui Dumnezeu cu privire la poporul său care îl are. Și m-am gândit că este potrivit ca înainte de a începe evangelizarea, trebuie să aibă loc o evangelizare în inimile noastre. E drept? E corect? Și aș vrea să vă citesc paragraful care atât de mult m-a mișcat încât m-am străduit să-l pun în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu câteva experiențe ale unor bărbați credincioși, de altfel, care au trăit niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Citesc din cartea Patriarhi și Profeți, Profeți și Regi, pagina 265, gândul inspirat care spune așa: datorită slăbiciunii și apostaziei lui Israel și Iuda, numele lui Dumnezeu nu mai era de temut printre popoare, ci devenise un subiect de batjocură continuă printre popoarele păgâne. Ați reținut? Datorită slăbiciunii, nu e vorba de slăbiciuni trupești, ți-e foame, ți-e sete, ai o suferință. E vorba acolo de slăbiciuni în caracter. Slăbiciuni care n-aduc onoare lui Dumnezeu. Slăbiciuni și apostazie. Numele lui Dumnezeu nu mai era de temut printre popoarele din prejur, ci devenise un subiect de batjocură. Continu. Citim psalmul 130, am găsit aici câteva gânduri care, de asemenea, le pun în legătură cu acest paragraf. Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia minte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea minte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, puneți nădejdea în Dumnezeu, în Domnul. Căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. Am remarcat de aici versetul 3 și versetul 4. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare înaintea Ta? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Ani de zile m-am tot întrebat cum se explică textul acesta. La Tine este iertare ca să fii de temut. Iertarea este ceva de dorit sau ceva de temut? Și cum să te temi de cel ce te iartă? V-ați întrebat vreodată? Cu siguranță că dumneavoastră sunteți niște cercetători sârguincioși ai cuvântului. Și de multe ori ați trecut peste acest text. Dumneavoastră, cum l-ați înțeles textul acesta? Dar la tine este iertare ca să fii de temut.
Cum să te temi de cel care te iartă? Sau poate cuvântul ăla are un alt sens? Dumneavoastră cum l-ați înțeles? Cum l-ați priceput? Cum l-ați... Vi l-ați asimilat? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. De multe ori am auzit acest text. Dar nu pricepeam, n-am priceput. Până zilele acestea am căutat în mai multe traduceri. Prin Harul lui Dumnezeu am acasă vreo 4 traduceri. O traducere Nițulescu, o traducere Gala Galacteon, timpul lui regelui Carol al II-lea, o traducere sinodală și traducerea Cornelescu. Și am găsit în traducerea Gala Galacteon, ediția 1 din 1937, după timpul regelui Carol al II-lea, cum sună textul 4, versetul 4 din Psalmul 130. Auziți! Mai vârtos la tine este iertarea ca să te cinstească pe tine oamenii. Oh, parcă a făcut așa o lumină în mintea mea. Iertarea ne-a fost oferită pentru ca noi, cei care am simțit iertarea lui Dumnezeu, să-L cinstim pe Dumnezeul nostru. Și noi așa, frați și surori, când ne gândim la câte greșeli am făcut, la câte păcate am săvârșit în trecutul nostru, noi așa că ne gândim cum am putea să facem să nu mai păcătuim, să nu mai supărăm pe Domnul și Mântuitorul nostru și să-L cinstim, să-L respectăm cu toată sfințenia. Pentru că a îngădui păcatul în viața noastră înseamnă să ne despartă de Dumnezeu pentru totdeauna. Pentru păcat, Dumnezeu este foc mistuitor și Domnul când va veni va căuta să nimicească păcatul și nu pe păcătoși. Dar dacă păcatul este în sufletul meu, nu așa că voi peri împreună cu tot păcatul? Aici avem pe frontispiciul nostru chemarea lui Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Îmi place declarația Scripturii. În câteva ocazii, de exemplu în Deuteronomul 4 cu versetul 10, cuvântul spune, vreau să-i fac să audă cuvintele mele ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ, spunea Domnul poporului său și robului său Moise. Vreau să-i fac să audă cuvintele mele pentru ca ei să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeu tot timpul cât vor trăi pe pământ. Deci voia lui Dumnezeu era ca poporul său să cunoască voia sa, să se teamă de el și să-l cinstească. Apoi în Deuteronomul 28, cu versetul 10, 9 și 10, cuvântul spune, toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Iată, planul lui Dumnezeu a fost ca poporul său, care cunoaște voia lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu, salvarea și mântuirea, să-i aducă cinste lui Dumnezeu. Și în măsura în care copiii lui Dumnezeu îl vor cinsti pe Domnul Dumnezeul nostru, atunci și popoarele de prin prejur îl vor cinsti. Dar dacă copiii lui Dumnezeu care a înțeles mântuirea lui Dumnezeu, care a înțeles iertarea, bunătatea și mântuirea lui Dumnezeu nu-i cinstesc numele, nici cei din prejurul nostru nu-l cinstesc. Așa se face că împăratul Asiriei, împreună cu generalul său Rabșache,
au văzut pe Dumnezeul lui Israel ca și pe ceilalți dumnezei ai neamurilor. Și așa s-a pronunțat în scrisoarea pe care a trimis-o împăratul Ezechia. Citim aceasta în 2 Împărați, capitolul 19, cu versetul 10. Și aș vrea să citesc gândurile acestea. 2 Împărați, capitolul 19, versetul 10. Aș vrea să luăm puțin mai sus și să citim declarația generalului Rabșache. Capitolul 18, versetul 33 spune așa: oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului, Henei și Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Cine era Samaria? Cine era Samaria? Cine era? Capitala regatului de nord. Capitala celor 10 seminții a lui Israel. Și la un moment dat, acest general spune: au scăpat oare Dumnezeii Samarii, Samaria din mâna mea? Unii sunt Dumnezeii popoarelor? Și apoi scrie împăratului Ezechia o scrisoare bazjocoritoare și în capitolul 19 cu versetul 10 spune așa: așa să vorbiți lui Ezechia împăratul lui Iuda: să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi, zicând: Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Și Ezechia, acest bărbat credincios, a luat scrisoarea, a pus-o înaintea Domnului și a spus: Doamne, e adevărat ce spune Sanherib și generalul Rabșache. E adevărat că a aruncat toți dumnezeii popoarelor în foc. E adevărat că le-a cucerit țara. Dar aceștia nu erau Dumnezei, Doamne, erau lucruri făcute din mâna omului. Așa spune versetul 18. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asirii au nimicit neamurile și le-au pustit țările și au aruncat în foc dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute din mâna omului. Erau lemn și piatră și i-au nimicit. Și ei te confundă cu lemnul și cu piatra din cauza păcatelor noastre, din cauza nedesăvârșirilor noastre, din cauza apostaziei noastre, din cauza slăbiciunilor noastre de caracter. Nu e așa că uneori oamenii spun: lasă că și Dumnezeul lor e la fel ca nostru. Lasă că și fac de aia, fac de aia. Dacă s-ar temi cu adevărat de Dumnezeu, n-ar face cu tare lucru, n-ar face cu tare lucru. Rugăciunea împăratului lui Israel: acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Că Tu nu ești un Dumnezeu de lemn. Tu nu ești un Dumnezeu de piatră. Tu nu ești un Dumnezeu de aur și de argint. Tu ești un Dumnezeu viu și adevărat. Un Dumnezeu creator, care a creat toate lucrurile. Și îmi place, îmi place tare mult cum răspunde Dumnezeu unui astfel de rugăciuni înălțat în smerenie, cu umilință. Versetul 20. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spun lui Ezechia: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Cu alte cuvinte, nu sunt un Dumnezeu de lemn, așa cum a considerat împărații Asiriei. Nu sunt un Dumnezeu de piatră, nu sunt un Dumnezeu
de aur și de argint. Sunt un Dumnezeu viu și adevărat. Am auzit. Și Domnul a luat măsuri cu acest general și cu acest împărat și știm istoria lor. În noaptea aceea, un înger al Domnului a ieșit și a nimicit în tabăra asirienilor 185.000 de căpeteni. Și tot pământul a auzit de izbăvirea pe care Domnul a dat-o lui Israel. Toți au recunoscut că Dumnezeul lui Israel nu este un Dumnezeu de lemn, nu este un Dumnezeu de piatră, ci este un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor copiilor lui Dumnezeu. M-am întrebat și vă întreb, și vă rog să vă întrebați și dumneavoastră, cum îl cunoaște lumea pe Dumnezeul nostru, pe Dumnezeul meu, pe Dumnezeul dumneavoastră? Cum îl cunoaște? Cum l-a cunoscut Nabucodonosor pe împăratul lui Israel? Datorită acelor tineri scumpi și dragi care au știut să-i cinstească numele, au știut să rămână credincioși lui Dumnezeu. Cum s-a manifestat Nabucodonosor în fața lor? Cum? S-a plecat cu reverență și a spus: Dumnezeul vostru este adevăratul Dumnezeu. Nu este alt Dumnezeu mai mare ca voi, ca al vostru. Și în fața celor trei tineri, la fel. Nu este Dumnezeu care să izbăvească așa cum ați fost izbăziți voi. Dar voi ați fost dispuși să vă oferiți viețile și să călcați porunca împăratului mai mult decât să călcați porunca lui Dumnezeu. Frații mei, depinde în mare parte de noi. Cum îl prezentăm noi pe Dumnezeu? Dacă noi ne vom purta cu cinste, cu respect, cu reverență și credincioșie față de Dumnezeul nostru, lumea se va teme de Dumnezeul nostru și va aduce respect, așa cum spunea traducerea Galacteon. La tine este iertare ca să te cinstească fiii oamenilor. Dar dacă slăbiciunea și păcatul, apostazia ne va caracteriza pe noi ca reprezentanții lui Dumnezeu, lumea nu se va teme și nu va avea respect față de Dumnezeul nostru. În mare parte depinde de noi. Cum trăim, cum îl respectăm, cum îl venerăm și cum îi suntem credincioși. Ne pregătim de evangelizare. Să știți că oamenii nu vor crede doar ce se predică. Vor crede ceea ce trăiește biserica. Vor crede ceea ce trăiesc eu și dumneavoastră. De aici se vorbește frumos. Se va prezenta cuvântul, poate cu putere. Dar oamenii vor crede ceea ce trăiesc eu și ceea ce trăiți dumneavoastră. M-am gândit la paragraful nostru care spune: datorită slăbiciunii și apostaziei lui Israel și Iuda, numele lui Dumnezeu nu mai era cinstit de către popoarele din prejur, ci era subiectul de batjocură. Acum, gândindu-ne la apostazie, da, e una când se vorbește despre apostazie. Nu mai ții sabatul, calci poruncile în mod flagrant, furi, minți, faci toate relele. Dar cu privire la slăbiciuni, cum mai este? M-am gândit la același caz al lui Ezechia.
imediat după așa mare binecuvântare, după așa strălucită biruință, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul a îngăduit în viața acestui bărbat credincios o suferință. Și mesajul a venit din partea lui Dumnezeu foarte clar și lămurit. Pune-ți casa în rânduială că își vei muri și nu vei mai trăi. Reacția bărbatului credincios a fost: Doamne, acum că să mă bucur și eu de libertate, de bucurie, când să mă bucur și eu împreună cu familia, Tu îmi spui să mă pregătesc de moarte. Și a întors fața la perete, a plâns și a dorit să mai trăiască. Și profetul lui Dumnezeu nici nu ajunsese acasă, chiar din mijlocul curții Domnul a spus: întoarce-te, pentru că am auzit rugăciunea căpeteniei mele. Și spune că îi voi lungi viața cu 15 ani. Și profetul se întoarce: uite, Domnul ți-a ascultat rugăciunea, ți-a văzut mâhnirea sufletului și îți mai adaugă încă 15 ani la viața ta. Cum voi ști că Domnul lucrează în felul acesta? Cere un semn ca să știi că nu este o întâmplare ceea ce se petrece cu tine, ci este mâna Dumnezeului celui viu. Păi, spune să se ducă soarele înainte, să dea înapoi, să se coboare soarele înapoi cu 10 trepte. Și a făcut-o Domnul. A făcut-o. Pentru ca bărbatul lui Dumnezeu să aibă încredere în Dumnezeul cel viu care a creat și conduce universul și îl susține. E uimitor cum să se dea înapoi soarele pe cer. Dar Domnul a făcut-o din dragoste pentru acest bărbat și din dragoste pentru poporul său. Minunea a fost văzută de înțelepții din Babilon și împăratul existent la data aceea trimite o delegație, cunoaștem întâmplarea, la Ierusalim, numai acolo se petrec minuni, că numai Dumnezeul lor face minuni. Ceilalți Dumnezeu n-am auzit să facă minuni, dar Dumnezeul lui Israel face minuni. Ia, duceți și vedeți cum a avut loc minunea. Și vine delegația și întreabă pe Ezechia: am auzit că ai fost bolnav. Da, am fost. Dar nu mai ești. Povestește-ne cum a avut loc minunea asta în viața ta. Și slăbiciunea s-a dat pe față. Veniți să vă arăt ce am în curtea mea, în casa mea, în cămările mele. Frații iubiți, pentru asta venise delegația aceasta de la Babilon. Pentru asta veniți. Se arate cămările. Cămări aveau și ei. Aveau și ei aur, argint. Ei au venit să vadă minunea care a făcut-o Dumnezeul lui Israel cu servul său, cu poporul său. Și n-au văzut-o. N-au văzut-o. Auziți ce spune serva Domnului în cartea Profeți și Regi. Ce transformări uimitoare ar fi avut loc dacă acești căutători după adevăr, după Dumnezeu, ar fi fost conduși să recunoască suveranitatea supremă a Dumnezeului celui viu. Dar mândria și vanitatea au pus stăpânire pe inima lui Ezechia și în înălțarea de sine a lăsat deschise înaintea ochilor lacomi comorile cu care Dumnezeu îmbogățise pe poporul său. Vizita aceasta a trimișilor din Babilon a fost punerea la probă a recunoștinței și a devoțiunii lui. Cu puțin timp el recunoscuse suveranitatea lui Dumnezeu și a înălțat rugăciuni de mulțumire și recunoștință. N-ar fi trebuit să o facă și în fața acestor oameni. Ar mai fi invadat babilonienii Israelul dacă i s-ar fi dus cu mesajul
Dumnezeul lui Israel dă soarele înapoi pe cer, își ocrotește moștenirea, își ocrotește poporul. Este uimitor, frații mei. Și mai e un bărbat al lui Dumnezeu care a fost ultimul rege până la robie, la robia babiloniană. E vorba despre Zedechia, care fusese pus de împăratul Babilonului împărat. Și interesant spune cuvântul inspirat, după ce împăratul Babilonului avusese discuția cu tinerii evrei care i-a arătat slava Dumnezeului lui Israel și el a recunoscut-o și l-a pus pe Zedechia să jure pe acest Dumnezeu. Și a spus, jură pe Dumnezeul tău că-i să fie un supus. Și Zedechia a jurat pe Dumnezeul cel viu. Și în loc să asculte glasul profetului Ieremia, s-a răzvrătit împotriva împăratului Babilonului. Citesc lucrurile acestea în Ieremia, capitolul 38, versetele 17 la 20. Ieremia, 38. Cu lacrimi în ochi, profetul Ieremia i-a spus împăratului Zedechia, supune-te împăratului Babilonului și va fi bine. 38, cu versetele 17 la 20. Ieremia a zis lui Zedechia, așa vorbește Domnul Dumnezeu oștirilor, Dumnezeul Israel, dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa lor, cu casa ta. Dar dacă nu te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile caldeilor care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor. Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia, mă tem de iudeii care au trecut la caldeeni. Mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă batjocorească. Mă tem. De cine se temea omul acesta? De oameni. Bine a spus, frate. Mă tem să nu mă batjocorească. Mă tem de cei care au trecut la babilonieni. Și Ieremia l-a asigurat, nu te vor da, ascultă glasul Domnului în ce spun, că o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul. Și arată toate nenorocirile care vor veni asupra lui, pentru că slăbiciunea de caracter s-a dovedit în viața lui. Citesc tot din cartea Profeți și Regi. Deși profetul Ieremia l-a sfătuit din partea lui Dumnezeu să se supună, Zedechia pornise pe calea greșită și s-a hotărât să asculte sfatul prorocilor mincinoși și al bărbaților pe care în realitate îi disprețuia pentru că își băteau joc de slăbiciunea lui de a se supune atât de ușor dorințelor lor. El a sacrificat libertatea cea nobilă a bărbăției și a ajuns un rob care s-a plecat în fața opiniei publice. Slăbiciunea a fost un păcat pentru care a plătit un preț îngrozitor. Națiunea a fost cucerită, Zedechia a fost prins, copiii lui au fost omorâți în fața lui, lui s-au scos ochii, templul a fost dărâmat, a fost ars, nimicit și toate lucrurile de preț au fost nimicite.
atât de mult pusese stăpânire pe sufletul său teama de om, încât nu s-a ridicat cu curaj să declare: voi asculta de Domnul ca să scap cetatea de la distrugerea totală. Deși avusese convingerea că jumătate din prezicerile prorocului Ieremia se împlinise, slăbiciunea l-a făcut să asculte mai mult de om și de profeții mincinoși. De aceea vă spuneam la început că acest paragraf m-a șocat. Datorită slăbiciunii, repet, și apostaziei lui Israel și Iuda, numele lui Dumnezeu n-a mai fost cinstit printre neamuri, ci a fost subiectul de batjocură. Frați iubiți și stimați surori, depinde de noi cum va fi privit Dumnezeu cerurilor. Depinde de reprezentanții lui Dumnezeu care au făcut legământ cu Dumnezeu și i-au promis că o să fie credincioși și nu vor îngădui ca slăbiciunea de caracter să dezonoreze pe Dumnezeu. Eram copil și mergeam la Focșani de vineri de după amiază și stăteam până duminică dimineața după sabat și stăteam la camera de oaspeți. Aici la dumneavoastră nu mai este, probabil că a fi fost o perioadă. A fost. Și acolo frații mâncau împreună și își povesteau experiențele. N-am să uit niciodată experiența unui frate în vârstă, bătrân, care și-a povestit experiența și a spus: fraților, avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu minunat. Avem un Dumnezeu care se poartă cu noi ca cu niște fii cu adevărat. Și dânsul spunea că s-a dus la moară săptămâna trecută. Și am fost la moară săptămâna trecută și acolo murarul m-a cunoscut că eram adventist. Și a început să mă batjocorească într-un mod neomenesc. Și atât de mult m-a batjocorit și batjocorea și pe Dumnezeul meu, căruia mă închinam, că n-am avut ce să iau de jos, n-am avut argument, decât am lăsat capul în jos și am spus: Doamne, fă Tu dreptate, că eu n-am ce să spun în fața omului acestuia. Frații mei, zice, ce mi-a putut să-mi vadă ochii, m-a speriat și pe mine și pe cei care auzise cum m-au batjocorit. În timpul mersului morii a apărut o defecțiune și mecanicul acesta, murarul acesta, a vrut în timpul mersului, fără să oprească moara, să remedieze defecțiunea. Cum a fi umblat de neatent, i-a prins mâna la valsuri și l-a tras cu totul și a lovit tavanul cu picioarele până când a spart tavanul. L-a scos de acolo o masă sângerândă. N-a mai scăpat. Mai zice: ai văzut ce a făcut, măi, zice, pentru că a batjocorit pe Dumnezeul lui nenea Costea, jugarul. L-a batjocorit pe el și pe Dumnezeul lui. Nu doarme. Dumnezeu nu e de lemn. Dumnezeu nu e de piatră. E un Dumnezeu viu și adevărat care rostește judecățile lui. Nu voi uita niciodată lucrul acesta. Dar, nu știu, n-am ceas aici și nici nu-l văd pe cel de la... Da, s-a apropiat. Mai aveam o experiență care am citit-o în devoționalul de dimineață. Dacă mai îngăduiți, am să o amintesc, cu toate că și dumneavoastră o știți. Era 22 decembrie 2003, când în țara insulară Palau,
în casa fratelui pastor a intrat un răufăcător noaptea. Și acolo a vrut să prădeze. Dar mișcările lui au fost simțite de familie și rând pe rând s-au trezit. Tata, mama, copiii și acest răufăcător, ca să nu fie predat autorităților, i-a junghiat pe fiecare și i-a omorât pe toți. Cu excepția unei fetițe de 10 ani, care a păstrat-o, a abuzat-o timp de 20 de ore, după care a dat drumul. Fetița s-a dus și a raportat la autorități. Autoritățile l-au prins pe răufăcător, l-au judecat, l-au condamnat și a declarat doliu național. Guvernul a ordonat coborârea steagurilor în Bernă ca durere a națiunii. S-au ținut funerariile de stat, iar la mormântare mama pastorului Ruimar de Paiva a luat microfonul fără să anunțe pe nimeni. N-a anunțat mai înainte că și ea vrea să spună ceva. S-a dus, a luat microfonul după ce deja vizitase închisoarea unde se afla criminalul Justin Hiroshi, care a ucis fiul, nora, nepoții și s-a rugat cu el asigurându-l de iertare, mama pastorului. Aflând că mama criminalului era la funeralii, a invitat-o lângă ea la microfon. După ce a îmbrățișat-o pe doamna Hiroshi, a anunțat întreaga adunare că amândouă erau niște mame care jeleau copiii pierduți. Și apoi a rugat comunitatea să îndepărteze orice perdea de vină deasupra mamei criminalului sau a familiei lui, căci mama nu l-a învățat să facă așa ceva. Așa că să nu aruncați nicio umbră de îndoială asupra acestei familii. Când a văzut familia criminalului Hiroshi așa iertare din partea mamei pastorului, au fost consternați. Au vândut tot ce avea de preț în casa lor și a făcut rost de $10,000. Și i-au dat fetiții care rămăsese în viață pentru educația ei și ca despăgubire a necinstei a faptului că a fost maltratată. Minunea nu se termină aici. Fetița care a fost batjocorită a fost întrebată: Melissa, și unde vrei să locuiești? Aici, în palau. Da, dar nu mai poți, că nu mai ai pe nimeni. Și bunica va pleca de aici. Bine, atunci când voi fi mare, mă voi face misionar și voi veni în palau. Pentru ca să vestesc pe Dumnezeul cel mare, care știe să ierte. Mă gândesc, cum a putut această femeie să ierte? Să ierte în așa fel încât să determine această familie să recunoască suveranitatea, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Și acum înțeleg mai bine ca oricând semnificația acestui verset al Scripturii. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegiilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare, ca să fii de temut, spune traducerea Cornilescu. Iar traducerea cealaltă spune
ca să te cinstească oamenii. Frații iubiți, vă doresc din suflet o relație profundă cu Mântuitorul. Vă doresc din suflet să fiți credincioși celui care i-ați făgăduit că veți fi credincioși. Și indiferent de circunstanțe, să rămâneți credincioși. Și atunci, oamenii vor avea ocazia să afle mai multe despre Dumnezeul cel mare și minunat, care ne-a pregătit o mântuire așa de mare și minunată. Domnule, să ne întărească și să nu mai lăsăm slăbiciunile din viața noastră și păcatul ca să batjugorească numele Lui Dumnezeu. E drastic, pentru că va veni un timp când fiecare va da socoteală înaintea Lui Dumnezeu de ceea ce a fost, de ceea ce a făcut și de ceea ce a trăit. Și dacă am avut onoare să-L preamărim pe Dumnezeu, așa cum a făcut-o Iosif, așa cum a făcut-o Daniel, așa cum a făcut-o toți bărbații credincioși. Vedeți, dumneavoastră, Domnul a putut să lucreze cu acești bărbați tari la principii, care n-au îngăduit slăbiciunii să facă o breșă în viața lor religioasă. Vă doresc din suflet să rămâneți loiali și să rămânem loiali și credincioși Dumnezeului nostru. Amin. Spre slava Tatălui nostru din ceruri și al Domnului nostru Iisus Hristos, încheiem serviciul divin cu numărul 362. Tată, azi te rugăm. Thank you.
Bunul nostru Tată din ceruri, ce cuvinte să găsim ca să-ți mulțumim pentru puterea ta, pentru iubirea ta, pentru jertfa ta pe care ai adus-o pe crucea de la Golgota pentru salvarea noastră. Mulțumim. Îți mulțumim că și în seara aceasta ne-ai spus tot ce ai făcut pentru poporul tău și știm că vei face și pentru noi și că revenirea ta va fi aproape și atunci când va veni, să ai grijă și de noi să putem fi în împărăția ta. Binecuvintează-ți poporul și în seara aceasta cu călăuzirea Duhului tău cel bun și sfânt spre casele lor. Binecuvintează cu sănătate, dacă e voia ta, și pe fetița care a fost accidentată. Rămâi cu pacea ta. Ne bucurăm că avem un Dumnezeu așa de mare, căruia să putem să-i spunem toate problemele noastre. Ascultă-ne rugăciunile și împlinește-le după voia ta. Pentru că te-am rugat în numele Mântuitorului. Amin. Amin.